Cea de-a 66-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin a debutat pe 11 februarie. Tema centrală a filmelor prezente în acest an la prestigiosul eveniment din capitala Germaniei este dreptul la fericire al oamenilor din întreaga lume. Nu este vorba doar despre dreptul la fericire, ci și despre dreptul la un loc de muncă, la dragoste și la un loc pe care să îl poți numi acasă, a mai menționat directorul Berlinalei. La secțiunile festivalului vor fi prezente filme care tratează criza globală a refugiaților, iar în total 18 lungmetraje își vor disputa Ursul de Aur, care va fi decernat pe 20 februarie. La ediția din acest an a Festivalului de Film de la Berlin, România va fi reprezentată la secțiunea Forum de lungmetrajul independent ilegitim în regia lui Adrian Sitaru. Cunosc? Da, cunosc foarte bine. Adrian Sitaru povestește că filmul său, Ilegitim, este unul în care umorul și drama se îmbină într-o tragicomedie despre iubire, conjugală, frățească, trupească, destrămarea relațiilor, despre alegeri pro sau contra în viață, dar și despre cea a iubirii fizice între frați, un subiect tabu, subiect despre care se discută foarte puțin, însă asupra căruia există cercetări de specialitate numeroase. Regizorul mai povestește că filmul este un soi de improvizație care a avut un fir roșu narrativ, dar care s-a închegat din scenă în scenă, în lanț, de la A la B, fiind mai degrabă o cercetare documentaristică a realității unor fapte.